Salut! În videoclipul acesta vreau să ne uităm pe grafice pentru că avem mișcări foarte interesante în piața cripto, tocmai duminica când volumele de obicei sunt mici. Bitcoin, Multiversic și Solana se pregătesc să facă noi maxime pentru anul acesta, dar hai să nu mai pierdem timpul, să trecem direct la treabă. Dar înainte, te rog să apeși pe butonul de like, să lași un comentariu pentru că mă ajută tare mult la creșterea acestui canal și țin să vă mulțumesc tuturor pentru fiecare like și fiecare comentariu pe care îl lăsați pe acest canal. Începem cu Coin360 să vedem cum arată piața cripto în mare. Este ora 6:52 când înregistrez acest videoclip și avem Bitcoin la $39.736, Ethereum la 2163, BNB la 226, Solana la $62.8, AVAX 21.7, MATIC 0.8, DOT 5.48, Aptos 7.2, Optimism 1.7 și dacă mergem un pic mai jos, o să găsim și EGLD la $49.59. Indicele de teamă și lăcomie este în zona de 74 și asta indică că piața încă este pozitivă, oamenii sunt foarte bullish. Criptomonedele în trending sunt Terra Luna, Ordi și Celestia. Terra Classic, adică Lunce, vă aduceți aminte de anul trecut ce s-a întâmplat cu Ducoan, are o creștere de 28%. Pe CoinGlass putem vedea ceva foarte interesant și de obicei volumele de tranzacționare în weekend sunt foarte mici, dar uitați-vă ce s-a întâmplat astăzi și este tocmai duminică. Vedem că în ultimele 24 de ore volumele au crescut cu 72% aproximativ. Acestea sunt de 92 de miliarde de dolari. Lichidările au crescut și ele, sunt de 151 de milioane de dolari, o creștere de 200% în ultimele 24 de ore, din care 51,91% sunt pe longuri și 48% pe shorturi. Foarte, foarte ciudat, pentru că am avut o creștere destul de mare și mă așteptam, de exemplu, lichidările să fie mai mare pe pozițiile short în loc de pozițiile long, dar este tocmai invers. Nu uităm și pe grafic, pe time frame de daily, vedem că Bitcoin în ultimele 3 zile a avut o creștere de 5%. Este foarte, foarte aproape să testeze rezistența de la 40.000 de dolari și putem observa că în momentul de față Bitcoin în ultimele 3 zile a făcut noi maxime pe anul acesta, adică noi all-time high-uri. Sunt curios cum o să reacționeze din această zonă de 40.000 de dolari, unde este o rezistență destul de importantă. Dacă mergem în spate, numai să schimbăm prima dată pe weekly, vedem că de multe ori prețul a reacționat din această zonă de 40.000 de dolari. Mă să opresc magnetul. Aici a fost o reacție. Aici a fost o reacție în momentul în care Bitcoin avea rezistență 40.000 de dolari și putem observa. A trecut peste 40.000 de dolari, dar nu a reușit să se mențină. Același lucru s-a întâmplat și aici. Bitcoin trece de 40.000 de dolari, dar nu reușește să-l ia ca suport. Sunt curios ce o să se întâmple și de data asta, în contextul în care Bitcoin, să spunem, ar atinge 40.000 de dolari, ce o să facă? O să-l ia ca suport și o să meargă în sus? Sau o să fie doar un fake-out și prețul o să scadă? Rămâne de văzut oricum ce se va întâmpla, dar în cazul în care Bitcoin o să reușească să schimbe prefixul și o să se tranzacționeze cu 4 cifre în față, este foarte bullish acest lucru și văd și altcoin-urile să continue o creștere. Ia să vedem că toți suntem pe time frame de o săptămână, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne ducem pe a 7-a săptămână pe verde. Nu cred că sunt prea mari șanse ca în câteva ore Bitcoin să scadă până la 37.600, dar niciodată să nu spui niciodată, dar probabilitatea este mult mai mare să închidem și această săptămână pe verde. Ajungem la Ethereum. Și vă spuneam ce urmăresc eu în perioada următoare, și anume Ethereum. Vreau să văd Ethereum că reușește să treacă de această zonă de rezistență de la 2169 de dolari. Vedem că tocmai astăzi a urcat un pic peste și ulterior a scăzut. Am schimbat time frame-ul pe daily să putem vedea mai bine această mișcare, ce se întâmplă mai exact. Și ieri și astăzi încearcă să treacă peste această zonă de rezistență, dar încă nu are putere să se mențină peste ea. Ce vreau să văd în prima fază? O închidere pe daily peste această zonă și după putem vorbi de următoare niveluri pe care Ethereum le-ar putea atinge.
dar lucrurile arată foarte pozitiv în piața cripto, chiar dacă să spunem că situația din lume nu este cea mai bună, dar cred că ratele constante ale Fed, pentru că oamenii știu la ce să se aștepte. Știu că în următoarele luni, chiar ieri a vorbit Jerome Powell și, dacă nu mă înșel, spunea ceva de genul că momentan nu mai are niciun motiv ca să ridice ratele și, pentru ceva timp, ratele dobânzii o să fie constante și asta se întâmplă de obicei când ratele sunt constante. Toate asset-urile cresc. Dacă nu uităm și pe S&P, vedem că și el este foarte aproape să facă un nou all-time high. De fapt, nu e aproape să facă un all-time high, mă scuzați. Este foarte aproape de această zonă de rezistență de la 4632. Mare în total mai puțin de 1% și o să vedem ce se întâmplă în momentul în care testează această zonă de rezistență. Și numai ulterior putem discuta despre zona de la 4745 sau chiar 4820, unde este all-time high-ul, dar nu este foarte departe de all-time high. Din punctul acesta, până la 4820 ar fi o creștere de 5%, ceva foarte realizabil din punctul meu de vedere. Nu uităm puțin și pe DOT, chiar dacă pare că staționează puțin în ultima perioadă, în 13-14 noiembrie a atins zona de la 5,89 de dolari, care în momentul de față este o rezistență. Îmi doresc să văd că DOT în următoarea perioadă reușește să depășească această zonă de la 5,9 dolari și ulterior poate ar putea să meargă către 6 dolari, 6,5 și chiar 7 dolari. Dar prima dată ce vrem să vedem? Vrem să vedem că depășește această zonă de la 5,9 dolari, care practic a pus probleme, putem vedea că sunt pe time frame de daily, adică fiecare lumânare are o zi, și timp de 3 zile nu a reușit nici cum să depășească această valoare de la 5,9. Nu uităm și pe Eagle, că și Eagle a avut o mișcare foarte interesantă de curând. Vedem, Eagle a atins astăzi 53 de dolari și în momentul de față este la 49,44. Lucrurile arată destul de pozitiv, dar nu este cel mai ideal scenariu. Spun că lucrurile sunt pozitive din moment ce ne aflăm peste toate EMA-urile, EMA 20, EMA 50, 100 și 200. Ele chiar au făcut un cross din punctul acesta, din 31 octombrie. Și în momentul în care se întâmplă un cross, adică EMA 20 nu este cel mai jos, și ca să fie totul clar, aici vedeți cum sunt EMA-urile. Cu roșu este EMA de 20, cu galben este de 50, albastru 100, și verde 200. Vedeți că în mod normal, într-un downtrend sau de obicei este normal ca EMA 20 să fie cel mai jos, după EMA 50, EMA 100 cu albastru și EMA 200 cu verde. Vedem că prin această zonă, din 24 octombrie, EMA a făcut cross, adică linia roșie a trecut peste linia galbenă și tot așa. Și din 5 noiembrie, EMA 20 a făcut crossul complet și a trecut și peste EMA 200, linia cu verde, și vedem că de atunci lucrurile sunt extraordinar de pozitive. Ce urmăresc ca să fie scenariul ideal pe EGLD? Vedeți aici această zonă de la 68 de dolari. Este o rezistență din 9 august 2022 și în momentul în care EGLD o să reușească să depășească această zonă de la 68, pot să fii foarte bullish pe GLD. Bineînțeles, să reușească să o depășească și să se mențină peste ea, să nu fie un fake out, adică să fie o lumânare trece peste și după se întoarce înapoi. Ne uităm un pic și peste Solana. Și Solana a încercat astăzi să se ducă către un nou all-time high în anul 2023. Vedem că în 16 noiembrie Solana a atins 68 de dolari. Și ulterior astăzi, maximul pe care l-a atins este 65 și de atunci a avut o mică scădere. Au început practic vânzătorii să apară. La fel și pe Solana, ce urmăresc în următoarea perioadă este ca prima dată să reușească să câștige această zonă de la 68 de dolari. Să aibă măcar o lumânare de daily, să treacă de ea și să închidă peste. Și ulterior Solana ar putea să targeteze următoarea zonă de la 77 de dolari, unde este o altă rezistență importantă. Rămâne de văzut oricum ce se va întâmpla, dar mi se pare foarte interesant ce se întâmplă acum în spațiul cripto.
Sunt curios voi cum vedeți lucrurile în continuare. Credeți că o să urmeze o corecție sau o să urmeze o creștere? Bineînțeles că nu are nimeni cum să știe ce o să se întâmple mai exact. Cine spune că știe ce o să se întâmple, pur și simplu vă minte sau își bate joc de voi. Putem doar să vedem ce se întâmplă pe grafic și să vedem practic cum arată lucrurile. Dar în momentul de față lucrurile arată foarte bullish. Mai ales că Bitcoin duce piața cripto în sus și vedem că Bitcoin de 6 săptămâni nu mai crește. Urmează chiar a 7-a săptămână pe creștere. Cam atât pentru azi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă!